Bună ziua, dragi prieteni! Suntem în fața lui Rubinet. Este un soi de măr antic, v-am mai povestit despre el. Mă rog, ideea este să vedem cum îl formăm în continuare. Dacă observați aici jos, avem o șarpantă care este mai puțin dezvoltată decât restul. Adică ideea este că asta ar trebui să fie opusă celei de aici. Da? Etajul, continuând cu astea, alte două care sunt aici sus, asta și cu asta. Deci astea patru. Pentru că asta de jos s-a dezvoltat mai puțin și nu e nici pe o direcție corespunzătoare. Am legat-o de acest tutore și am condus-o pe direcția oarecum opusă celelalte de aici, da? Ok. Ce trebuie să facem acum la ea este să eliminăm această creștere de aici, la inel, pentru că vreau să-mi păstreze direcția asta. Rămurica asta de aici o păstrez, dar pentru că aș vrea să fie prima subșarpantă, dar o tai destul de drastic, cu speranța că va crește ceva de aici. Aici a fost o bursă, a fost un măr și nu trebuia să-l fi lăsat pentru că am încetinit oarecum creșterea șarpantei. O să tai ce vine aici în stânga și o să las doar șarpanta în sine să crească. În plus, acolo jos o să execut și o incizie deasupra ramurei cu fierăstrău, astfel încât să oprim seva în această șarpantă și să dezvolte mai puternic. Deci deasupra ei, până iese rumeguș alb. Da? Deci seva brută va veni și se va opri în șarpantă și sperăm că o să o dezvolte mai mult. Asta care este pe trunchi trebuie eliminată și în felul ăsta încercăm să dezvoltăm șarpanta de jos. Haideți să mergem cu tăierea și pe celelalte șarpante. Aceasta. Are așa o creștere verticală aici. O tăiem. Astea sunt prea mici ca să le băgăm în seamă. Stai să tăi asta că ne incomodează. Aici avem o creștere mai lungă. Da, vine peste șarpanta noastră de jos. Nu o să o mai tolerez, o să las totuși câteva merișoare, pentru că vreau ca aceasta să fie sub șarpanta viitoare, deci nu vreau șarpanta acolo. Da, o să o tai chiar de tot. La inel, ok. Lăsăm pe asta sub șarpantă. Tăiem asta care se duce în jos și lăsăm doar
cealaltă creștere, chiar aș putea să-i elimin și bursa asta de aici. Ca să o forțez la o creștere și mai puternică. Haideți să facem așa. Bun, și asta ar fi prima subșarpantă. În continuare, pe șarpantă alegem capătul ei și concurentul îl eliminăm. Asta ar fi a doua subșarpantă și eliminăm ce e pe lângă ea. Capătul șarpantei, ca să nu mai facem greșeala să lăsăm muguri de rod cumva, îl tăiem superficial, de asemenea și capetele de sub șarpante. Aici, ca să nu ne deranjeze, o să limităm ce e pe ax la rod. Da? Și am terminat și cu a doua șarpantă. Aici avem a treia. Aici avem a treia șarpantă. Dacă pot eu să ridic asta puțin mai sus. Așa. Okay. Deci. Continuăm cu tăierea la a treia șarpantă și aici avem sub șarpantă noastră deja proiectată. O să vedem cât de mult tăiem din ea ca să o subordonăm axului. Ăsta ar fi axului șarpante, adică capătului șarpantei. Ce crește ce crește vertical, eventual putem să lăsăm pentru ceva muguri de rod. Da? Ok. Da, deci restul, nu, asta care e pe dedesubt, o tăiem. Și, de asemenea, capătul șarpantei îl retezăm și pe el la o înălțime aproximativă cu șarpanta de acolo. Așa, acum putem să tăiem și sub șarpanta, ramura de semischelet, să o facem mai mică decât asta, la o mugure oarecum lateral, dacă l-am găsit, dacă nu, da, uite aici, da, e prea jos, ia să vedem, uite aici, gata, și am terminat și cu această șarpantă. Avem a patra. Vertical nu lăsăm decât aici un merișor. Asta este deja o subșarpantă. Vertical. Asta nu ne interesează aici. Și capătul șarpantei îl tăiem și pe el la nivelul celorlalte două. Ia să vedem aici. E ok. Și am proiectat șarpantele de bază împreună și cu asta de jos, care sperăm să dezvolte în urma acelei acelei crestături pe care am făcut-o acolo. În sus pe ax ne limităm la rod. Aici avem 1, 2, suficient. Aici avem mai multe. Aici tot așa cu rod, aici la fel,
Mai departe. La fel ne limităm doar la câteva rămurele cu rod. La anul o să vin și o să le tai la cep, că deja sunt foarte groase. Vedeți cum a fost tăiat asta la cep și avem o creștere verticală, dar avem și doi pinteni aici și păstrăm pintenii. Rest în sus pe ax sunt ok. Mai puțin asta care tăiem la cep. Asta care este, scuzați, asta care este destul de groasă și prind doar rodul. Iar axul îl mobilizăm și pe el, îl scurtăm un pic deasupra, dacă reușesc eu, dacă nu, să las asta un pic jos și să mai ridic trepiedul ăsta. Mai puțin. Așa. Dacă ajungem în vârf, încă nu, așa că o să ne chinim tot așa. Deci, undeva aici. Și axul nostru. Deci acesta este merișorul rubinet. La fel, coroană cu ax, patru șarpante jos. Asta am vrut să vă arăt, că în momentul în care nu avem crescută șarpanta pe direcția dorită, putem să facem și artificii din astea de conducere cu sfori, cu crestătura respectivă, astfel încât să manipulăm pomul pe direcția dorită de noi. Mulțumesc!